United nu face un sezon grozav, chiar și în aceste condiții. Formația Gălățeană ocupă locul 4 în clasamentul ligii 1. Echipa Gălățeană vrea să încheie sezonul regulat cu un succes. Nu este un meci ușor, trebuie să îi mobilizezi pe jucători, chiar dacă în clasament sunt pe ultimul loc. Să nu uităm că au produs două mari surprize, au făcut egal acasă cu Spicom Sfântul Gheorghe, locul 2 în acest moment, și au învins Clujul cu 9-4. Deci au creat două surprize și știm și anul trecut că am câștigat, dar am câștigat foarte greu. Este o echipă care joacă foarte bine acasă. Sperăm să câștigăm și să terminăm pe locul, oricum terminăm pe locul 4, zic eu că nu mai avem cum să pierdem această poziție. Meciurile din sezonul regulat nu seamănă cu partidele din play-off, care sunt de care pe care. David Asandei speră ca Elevii să aibă altă atitudine în meciurile eliminatorii, în care nu poți să faci pași greșiți.